Uite-l pe ăsta mic al meu cum se joacă în zăpadă. Eu n-am văzut niciodată zăpadă albă în copilărie. E așa albă că nici noroiul nu poate morde-l. Zăpada asta trebuie să rămână albă, mă înțelegi? Sacoșa, doriți? Este oficial, se redeschid minele de anul acesta. România are o parte din cele 137 de materii prime critice de care Uniunea Europeană este dependentă. Războiul din Ucraina face ca țările europene să-și îndrepte atenția spre energia produsă pe bază de cărbune. În Valea Jiului, minele au fost închise definitiv începând cu anii 90 și continuă și la acest moment în baza unei decizii date în 2010 de Comisia Europeană. Minele închise până acum, Petrila, Paroșeni și Uricani, nu mai pot fi redeschise. Sau pot, însă cu costuri uriașe. Și asta pentru că metoda aplicată a fost una care nu a luat în calcul conservarea, ci închiderea definitivă. Totuși, în contextul reducerii dependenței de Rusia, autoritățile nu exclud redeschiderea acestora, mai ales la presiunile puse de cetățeni. Ce-ai făcut? Ai pățit ceva? Cum, sunt bine. Bine. Bine n-are cum să mai fi. Dar noi parcă n-am fost niciodată bine. Te duci, Ioane? Hai, că angajează ăștia iar. În 10-15 ani o să fii cineva. Tu nu vezi că mina noastră e iar importantă? Contăm și noi pentru cineva. Zăpada asta toată când se topește, ia cu ea cele mai negre gânduri ale tuturor și le îngroapă. Le duce în fundul pământului. Le leagă la ochi să nu vadă cât întuneric e acolo și le uită. Zăpada e lumina pe care o așteptăm în fiecare an ca o eliberare și în fața căreia suntem mereu surprinși când apare prima oară și pe urmă o urâm și abia așteptăm să dispară, să se ducă. Să ia cu ea ce are de luat și să ne lase sufletul morcer la primăvara. Zăpada e rece mereu, dar tot ce atinge are roșu în obrajii săi, să amintească că e sânge și viață. Zăpada se așterne pe pământ să țină lumea la piept, să nu mai plângă. România are o parte din cele 137 de materii prime critice de care... Odată am visat că ajungea și în mina. Deschidea Dumnezeu cu mâna lui mina de sus, să-i facă zăpezii loc să se ducă și eu mă făceam piatră pe drum și țineam tot cântecul iubirii închis în mine și țipam uțește toată durerea pe care o simți numai dacă ajungi în fundul pământului și știi că sap să ajungi undeva. Dai numai drumul spre moarte și de acolo n-are ce să mai vie înapoi. Tati, te duci la mine să te angajezi iar? La școală, doamna ne-a zis că și tu ai fost cândva un mare explorator de galaxii. Eu, când o să mă fac mare, o să fiu astronaut minier. Tati, tu crezi că bunicul e orb ca nici Dumnezeu în mină? Eu nu cred că e orb, tati. Cred că e doar copleșit. După ce a văzut atâtea în mină, eu cred că el vrea să țină întunericul sub ploape, ca să rămână acolo cu toate pietrele lui. Alex de la școală zice mereu că bunicul e o cârtiță și că așa sunt toți astronauții minieri. Tati, cărbunii sunt dovada că universul există? Așa e că și tu crezi. Eu vreau să crezi. Sunt bucăți desprinse din întunericul pe care toți îl simțim, dar numai minerii îl ating. Tati, eu când închid ochii, îmi doresc să fiu miner, să nu-mi fie frică niciodată de ce se vede în întuneric. Tati...
La acest moment, în Valea Jiului mai sunt 4 unități miniere. 2, Lonea și Lupen, sunt deja de circa 3 ani pe program de închidere. Livezen și Vulcan urmează să intre pe același program. Reîntoarcerea Uniunii Europene la cărbune ar putea însemna atacarea de noi fronturi de lucru în minele care încă mai au activitate. Asta presupune însă bani de investiții. Ioane, tu mai știi rochia mea de mireasă? N-a fost niciodată albă, doar neagră. Și uneori cenușie când speram că mă iubești. Dar tu nu m-ai văzut niciodată, Ioane. Ai fost orb. Tu te-ai însurat cu Mina. Și azi, când îți dau voie să te duci la ea, nu mai vrei? S-a topit și s-a negrit. Au murdărit-o cu foamea lor de putere și de bani. Ăștia n-au fost în centrul pământului niciodată. Ăștia habar n-au că aici nu e un oraș, e un univers. Și eu nu mai vreau să iau de unde nu pot da înapoi niciodată. Tot ce e alb devine negru. Tot ce iubesc se murdărește în fiecare clipă. Ăștia nu înțeleg că mina asta e tot natură, că mai întâi trebuie să dai ca să primești. La acest moment, cele 4 mine din Valea Jiului dau undeva la 1000 de tone de huilă pe zi, prea puțin pentru a asigura funcționarea continuă a termocentralelor. În aceste condiții, reîntoarcerea Europei către energia pe bază de cărbune rămâne doar o dorință în Valea Jiului. În minele de huilă de aici nu s-au făcut investiții de peste 20 de ani. Totuși, autoritățile nu se lasă înfrânte. Odată am visat că ajungea și în mină. Deschidea Dumnezeu cu mâna lui mina de sus să-i facă zăpezii loc să se ducă și eu mă făceam piatră pe drum. Țineam tot cântecul iubirii închis în mine și țipam oțește toată durerea pe care o simți numai dacă ajungi în fundul pământului și știi că să ajungi undeva. Dar numai drumul spre moarte și de acolo n-are ce să mai vie înapoi. Tati, eu vreau să mă fac astronaut minier. În Valea Jiului mai sunt în exploatare 4 mine de cărbune de calitate superioară. Se extrage încă minereu de la Vulcan și Livezeni, ambele exploatări oficial deschise, și cantități mici pentru punerea în siguranță a zăcămintelor de la Lonea și Lupeni. Totuși, în contextul în care Germania propune reexploatarea minelor, România propune să nu țină cont de modificări și să încerce. În acest sens, se fac angajări. Nu există nicio încălzire globală și nicio problemă aici la noi în zonă. Tu trebuie să mănânci, Ioane. Eu am muncit o viață acolo. Mă vezi pe mine afectat? Astea stâmpenii. Nu există nicio încălzire globală, Ioane. Ăștia te îngroapă ei de foame. Nu te îngroapă mina, Ioane. Azi, un astronaut minier se însoară. Azi știu că în mină suferi cel mai tare pentru că iei de unde nu poți da înapoi și plângi de fiecare dată când vezi că toată lumea asta e construită de oameni care iau și nu pun niciodată la loc. Și mina îi ține. Asta nu e oraș. E univers. Și cine nu știe asta, doar a simțit întunericul, dar nu l-a atins niciodată. Eu m-am făcut astronaut minier ca să ating universul și am ajuns să iau de unde nu pot da înapoi niciodată. Nici nu știu dacă iau pentru mine sau pentru ăștia ai mei din zonă sau pentru noi toți de pe glob. Azi, un astronaut minier se însoară. Azi știu că în mine suferi cel mai tare pentru că iei de unde nu poți da înapoi și plângi de fiecare dată când vezi că toată lumea asta e construită de oameni care iau și nu pun niciodată la loc. Și mina îi ține. Ăsta nu e oraș. E univers. Și cine nu știe asta, doar a simțit întunericul. Dar nu l-a atins niciodată. Eu m-am făcut astronaut minier ca să ating universul și am ajuns să iau de unde nu pot da înapoi niciodată. Nici nu știu dacă iau pentru mine sau pentru ăștia mei din zonă sau pentru noi toți de pe glob.
Eu iau și n-am cum să pun înapoi. Măi, tată, cum nu te-am crezut și te-am împins să te duci la mine pentru noi? Azi mă însor și plâng că mireasa mea nu poartă alb, doar negru. Azi, în 2050, albul a dispărut pentru totdeauna și zăpada e numai mocirlă de la plânsul meu. Dacă m-aș putea întoarce în timp, aș țipa și aș urla să se oprească. Se mai găseau soluții. Azi, dacă m-aș întoarce în timp, i-aș spune tati să nu se mai ducă la mine, să-și scuipe durerea și să țipe, să-i facă pe toți să-l asculte și să le fie frică de viitor. L-aș lua pe bunicul de mână și l-aș îmbrățișa. Ce l-aș mai îmbrățișa? Și l-aș certa când a crezut că soarele arde tot mai tare în universul ăsta minier de sub ploape. M-aș lua pe mine și mi-a zice că nu există scuză pentru cine ia de unde nu mai poate pune la loc niciodată. Azi mă însor cu mine și rochia e zăpada care n-a fost albă pentru mine niciodată. Ultima oară când am văzut-o așa a fost în 2024, când au redeschis minele și parcă au dat drumul la tot întunericul din fundul pământului să vină peste noi și să acopere tot ce mai era alb. Plămânii mei scuipă cărbun și pământul ăsta nu mai poate să-l absorbă. Cât ne mai ține pământul, tată? Întrerupem programul cu o știre de ultimă oră. Suntem în 2023, iar această situație nu poate avea loc niciodată în Valea Jiului, unde minele nu mai pot fi redeschise. Am avut grijă când le-am închis să nu ținem cont de nimic. Acum, alte probleme sunt aici. Hidrocentrala, hainele second hand puse pe foc, alte griji. Totuși, nu putem spune asta despre alte locuri și alte mine din lume, despre alte zăcăminte și resurse pe care le devorăm, de unde luăm și nu mai punem la loc niciodată, de unde luăm și nu putem da înapoi niciodată, de unde luăm și nu mai e, de unde luăm și nu o să mai fie niciodată. Întrerupem știrile pentru încă o știre de ultimă oră. Tranziția către energia verde, un mister, 100 de hectare de fond forestier din Gorj, se transformă în carieră de cărbune. Cea mai mare mină de lignit din România este aproape gata de inaugurare în Gorj. Va avea o producție anuală estimată la 8 milioane de tone. În contextul crizei gazelor, energia produsă din cărbune a redevenit de actualitate în mai multe țări europene. Guvernul României a aprobat a șasea defrișare de păduri din ultimii 4 ani și transformarea terenului într-o carieră de cărbune. Decizia a fost luată chiar în prima ședință din acest an a guvernului din 11 ianuarie. Întrerupem știrile pentru încă o știre de ultimă oră.